Sfânta Biserică a rânduit ca celebrarea eroilor să se facă la această prăznuire a înălțării Domnului. Mare adevăr în această rânduială, deoarece eroii prin sacrificiul lor, prin dăruirea lor totală, prin dragostea lor, ne înalță la condiția demnității, a frumuseții sufletești și a libertății luminate. O comunitate fără eroi este o comunitate lipsită de dimensiunea ascensiunii spirituale. Este o comunitate lipsită de orizont. Este o comunitate lipsită de țintă. Este o comunitate care nu a făcut experiența libertății și demnității. O astfel de comunitate este ușor de supus, de înrobit și de distrus. Tocmai de aceea, frate și soră, asistăm în aceste zile la un anticult al eroilor, la o pornire înverșunată în a nega orice sfințenie, orice eroism, orice sacrificiu. Această persecuție ideologică se duce pentru că cei care o uneltesc știu că o țară fără eroi nu este țară. Așadar, eroii sunt cei care ne înalță. Eroii sunt cei care ne inspiră. De la eroi căpătăm elan pentru virtute și pentru o viață înzestrată cu sens. Eroii sunt coloana vertebrală a unei comunități, a unei națiuni. Eroii sunt cei care au murit în picioare pentru că aveau de apărat o țară, o biserică, un neam. Și au pus sufletul pentru crezul lor și pentru neamul lor, mărturisind adevărul într-o mare a minciunii. Tocmai de aceea ei ne ajută să avem coloană vertebrală, să avem verticalitate. Toți cu o moarte suntem datori. Însă nu-i tot una, așa cum spunea poetul, leu să mori sau câine înlănțuit. Jertfa eroilor a zidit, văzut și nevăzut. A zidit, văzut de atâtea ori, dând roade în istorie, întregind hotarele, și eliberând de sub jugul stăpânirilor străine și regimurilor opresive. Așa îi avem pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și pe ceilalți voievozi binecredincioși, apărători de credință și neam, așa îi avem pe eroii marelui război al reîntregirii, și pe cei din decembrie 1989. Însă jertfa eroilor a zidit, nevăzut, atunci când prilejurile de înfrângere s-au transfigurat în prilejuri de biruință, în naștere de martiri. Așa i-am dobândit pe sfinții martiri brâncoveni, pe Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache. Așa îi avem cu noi pe sfinții închisorilor. Pe lângă aceștia se adaugă toți eroii care au dus greul și năduful istoriei, răbdând zi de zi pentru ca noi să avem o țară, o biserică și o casă, pentru ca noi să avem țara noastră, biserica noastră și casa noastră. Toți cei simpli și smeriți, care
au purtat prin muncă și rezistență crucea neamului nostru. Toate mamele care au brăzdat cu lacrimi și sudoare ogorul inimii celor născuți ai lor, toți tinerii care au râvnit mai mult la propășirea comunității decât la propria lor fericire și bunăstare, sunt eroii neamului nostru. Aceasta este o binecuvântată zestre care ne dă identitate, direcție și sens în istorie. Știm că avem rădăcini în cer. Știm că există o patrie în cer, așa cum există și o biserică biruitoare. Și suntem vii în firea noastră atâta vreme cât păstrăm legătura cu această patrie din văzduh, cu această patrie cerească, cu această biserică a sfinților noștri. Marea lecție pe care ne-o dă eroii neamului este despre ce înseamnă a fi demn, liber și însetat de adevăr și dreptate. Dacă eroii pe care îi cinstim ar fi acceptat minciuna, robia și înjosirea ființei umane, noi nu am mai fi existat astăzi. Dacă sfinții martiri brâncoveni ar fi dat veșnicia pe supraviețuirea biologică, dacă eroii marelui război al reîntregirii ar fi dat bir cu fugiții la Mărășești și Oituz, dacă sfinții închisorilor ar fi acceptat minciuna ateie și samavolnicia unui regim care ticoloșește, care degradează pe om, atunci noi am fi dispărut de mult din istorie. Preiubiții mei, aceasta nu este o lecție de istorie, ci este o lecție existențială. Dacă noi vrem să fim o biserică și o țară, dacă noi mai vrem să fim oameni, atunci să ținem calea deschisă de eroi, să prețuim adevărul, dreptatea și libertatea, să denunțăm minciuna, samavolnicia și tirania, așa cum ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni, să nu fiți părtași la faptele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Cum putem face aceasta? Iubite frate, iubite soră, există un eroism al fiecărei clipe, al fiecărei zi. Astfel, dragul meu, dacă tu ești pe calea deschisă de eroi, atunci te dai pe tine și toate interesele tale la o parte ca să slujești aproapelui. Dacă ești pe calea deschisă de eroi, atunci pui umărul ca să îl ajuți pe cel zdrobit de durere. Dacă ești pe calea deschisă de eroi, atunci rabzi până la lacrimi, pentru că nu renunți să faci bine și să ții cârma dreaptă. Dacă ești pe calea deschisă de eroi, atunci faci milă și te doare nedreptatea, te doare de nedreptatea suferită de cei din jur. Dacă ești pe calea deschisă de eroi,
atunci, deși stors de năduful zilei și copleșit de toate noxele, îngreuiat de toate noxele acestei lumi întunecate, ești în stare să luminezi fața copilului și fața celui de lângă tine cu un zâmbet și cu o vorbă bună. Însă, iubite frate și iubite soră, este și un eroism al clipelor de încercare. Atunci, să nu dai înapoi, să nu te intimidezi de înverșunarea celor care vor să-ți reteze calea către cer, să nu-i lași să se atingă de cele sfinte ale tale, să îți aperi cerul, să lupți pentru veșnicia ta, să fii liber și demn și să nu îi lași să te trateze așa cum își tratează dresorul animalele de circ, să te ridici asemenea vulturului și să respiri aerul înălțimilor și să nu-i lași să te închidă într-o colivie aurită cu lozinci defăimătoare și înșelătoare și perfide. De vei face aceasta, te vei găsi pe calea deschisă de către eroi. Vei rămâne pe calea deschisă de către eroii neamului și vei afla calea deschisă către cer.